Bine v-am regăsit la Jurnal Economic. Un studiu al firmei de cercetare Regioplan arată că presiunea fiscală pe piața berii instalată la începutul anului trecut, odată cu creșterea la 16% a nivelului accizei, a reprezentat factorul determinant pentru contracția cu 10% a pieței berii, asta potrivit Asociației Berarii României. Ca urmare, deși veniturile la bugetul statului provenite din acciza plătită de sectorul berii au crescut cu 9% la nivelul anului trecut, contracția de 10% a pieței a indus o scădere a veniturilor colectate din TVA și alte taxe, atât la nivelul sectorului berii, cât și la nivelul industriilor conexe. Pe de altă parte, într-un top al țărilor europene realizat în funcție de nivelul de accizare raportat la puterea de cumpărare a locuitorilor, România se clasează cu 13 locuri în fața Germaniei. Printre țările cu niveluri de acciză mai mici decât în România se numără Cehia, Belgia sau Spania. Polițiști alături de inspectori de protecție a consumatorului și sanitari veterinari verifică sute de firme care comercializează carne sau produse din carne, activitate care face parte din acțiunea națională declanșată de Poliția Română pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul comerțului. Activitățile vizează verificarea peste 850 de agenți economici. Sunt în atenție operațiuni de achiziție intracomunitară și importuri, fără evidențiere activităților comerciale, activități ilegale în domeniul panificației, ilegalități care s-ar putea produce la comercializarea jucăriilor sau altor produse specifice sărbătorilor de iarnă, dar și la nivelul legume-fructe, produse congelate, produse din carne, băuturi alcoolice și țigări. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!